Polițiștii de imigrări din Călăraș, în urma unei acțiuni întreprinse pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a străinilor, au depistat în situație ilegală un bărbat din Bangladesh. Polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări, Biroul pentru Imigrări al Județului Călăraș, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarm Călăraș, au desfășurat în data de 20 septembrie o acțiune pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a cetățenilor străini pe raza Județului Călăraș. În cadrul activităților întreprinse, polițiștii de la imigrări au depistat pe raza orașului Lechliugara un cetățean străin în vârstă de 24 de ani din Bangladesh, care se afla în ședere ilegală. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că străinul a intrat legal în România și a obținut un drept de ședere temporară în scop de muncă, iar ulterior i-a fost revocat dreptul pentru neîndeplinirea condițiilor acordării. Cu ocazia audierii, străinul a solicitat obținerea uniforme de protecție internațională din partea statului român și a fost îndrumat către Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru solicitanții de azil Giurgiu, unde va parcurge procedura de azil.